Zilele trecute a avut loc o reuniune a biroului politic al Organizației de Femei Liberale, unde s-au discutat măsuri de participare la acțiunile de campanie și precampanie electorală pentru alegerile europarlamentare. Partidul Național Liberal va candida pe liste separate, iar targetul stabilit de conducerea partidului este 25%. Președinta Organizației de Femei PNL Gorj, Mădălina Ciolocoi, a precizat care sunt măsurile stabilite la întâlnirea de la București. Ne dorim să ne implicăm activ. Din câte știți, conducerea Partidului Național Liberal a dat un loc de cinste Organizației Femeilor Liberale, promovând pe primele 4 locuri în Parlamentul European, promovând femei. De aceea, încrederea Partidului Național Liberal a conducerii trebuie să fie alături de, să fie pentru femei, și s-au discutat câteva măsuri organizatorice, acțiuni de precampanie, astfel încât Organizația Femeilor Liberale să se mobilizeze exemplar atât în precampanie cât și în campanie. Liberalii și-au propus o țintă de 25% pentru alegerile pentru Parlamentul European, ceea ce înseamnă câștigarea a 8 mandate. PNL are 5 europarlamentari, dintre care 4 femei: Ramona Mănescu, Norica Nicolai, Renate Weber, Adina Vălean și Cristian Bușoi.